Cele trei zile dedicate comemorării unui an de la tragedia din Clubul Colectiv se încheie în această seară. 30-10 festival a ajuns la cea de-a treia zi, la Berăria H, în timp ce la Arenele Romane va avea loc tot diseară evenimentul Colectiv Nouă Ne Pasă, în memoria celor dispăruți și pentru ajutorarea răniților de pe urma incendiului de anul trecut. De acest moment mă ocup acum și pentru mai multe detalii schimb câteva cuvinte cu Nelu Brândușan, organizator din partea Asociației Pro Music Events. Te salut, Nelu! Bună, bună! Lumea rockului, după cum ai văzut și tu, a fost lovită în plin anul trecut de indolența, superficialitatea și incompetența celor care au contribuit la declanșarea dramei de la Colectiv, unde concerta Goodbye to Gravity. Ce putere crezi că mai are acțiunea voastră caritabilă în contextul sociopolitic românesc de astăzi, Nelu? În primul rând trebuie să spun că eu sunt unul dintre răniții norocoși ai tragicului eveniment din Colectiv. Noi cu Pro Music Events am organizat multe evenimente în Colectiv, fapt pentru care m-am simțit cumva dator să mă alătur, ca împreună cu ceilalți răniți să facem acest eveniment. E foarte important. Nu vrem să facem politică cu ocazia acestui eveniment. Trebuie să înțeleagă doar faptul că acest eveniment este făcut de răniți pentru nevoile pe care le au răniții. Nu o să așteptăm la nesfârșit ca nu știu cine să ne tot ajute. Trebuie noi. Deci noi răniți am conștientizat că dacă noi nu facem astfel de evenimente și noi nu facem ceva astfel încât să atragem fonduri, să ne plătim tratamentele și tot ce avem nevoie, atunci va fi foarte dificil. Cu atât mai mult cu cât peste un an, peste doi, evenimentul respectiv sau ceea ce simte omul de rând vis-a-vis de evenimentul respectiv se va dilua, fiindcă așa este firesc. Lumea va uita, uită, cu timpul se uită totul, dar noi răniți avem nevoie de bani pentru diferite tratamente, pentru arsuri, și atunci noi încercăm să facem periodic niște evenimente și să strângem niște fonduri pentru a putea să plătim diverse tratamente. Cum se va desfășura evenimentul de diseară intitulat hashtag colectiv Nouă Ne Pasă? Care vor să sprijine și să ne sprijine pot face donații. O donație constă în achiziționarea unui bilet de 60 de lei sau de 100 de lei, fiecare după puterile financiare. Acestea se pot achiziționa fie online de pe agențiile de ticketing sau direct de la locație. Toți banii strânși sunt virați în contul Crucii Roșii și fiecare rănit care are nevoie de diferite fonduri, pe baza unei facturi, se va adresa la Crucea Roșie și va fi decontată factura respectivă. Evenimentul începe duminică 30-10, la un an de la tragedia din Colectiv, la ora 5 după masă. Avem două formații care au fost, să zic, afectate direct de accident. Un tragic eveniment de la Colectiv, fiindcă încă nu știm ceea ce a fost acolo și de ce a fost și cum a fost. Vorbim aici despre Up to Eleven, unde îl avem pe chitaristul formației care a plecat dintre noi și Bobo, tuboșarul formației care s-a aflat la tratament în Belgia. Avem formația 9,7 Richter, care tot așa, tehnicianul formației, a fost afectat în tragedia de la Colectiv, dar avem și formații foarte cunoscute care au răspuns nevoilor wrestling, fiindcă până la urmă în acest tragic eveniment au murit foarte mulți artiști, dar și fotografi și reporteri de evenimente. Deci avem la eveniment Holograf, Vama, Antract, Jukebox, The Rock, Nicu Kovac, care a răspuns și el foarte prompt solicitării noastre. Evenimentul se va termina undeva la ora 11 și un sfert și bineînțeles că la ora 22 și 32 de minute vom avea un moment special, un moment de reculegere, ne vom aminti de cei care nu mai sunt. Nelu Brândușan, mulțam fain, fie ca amintirea lor să rămână veșnică și să fie într-un ceas bun acest gest pe care îl faceți voi la Arenele Romane. Mulțumim și sper să fim sprijiniți de voi, de cei care puteți.